Farsele sunt amuzante, mai ales când amicul tău preferat e cel căruia îi se fac. Kevin pare cam neatent, adică e timpul pentru farse. Și asta e super dulce. Priviți și învățați, prieteni! Ți-am cumpărat o gustare specială! Dar șmecheria! Le deschizi! Apoi... E o cascadă uriașă de bombonele! Pot să prind mult mai multe de atât! Ha? Asta nu e M&M! Ce caută chestia asta aici? Da! A ieșit mult mai bine decât mă așteptam! Da! Robotul meu e la conducere! Acum e momentul perfect! Ha! Aproape că am făcut infarct! Cred că am îmbătrânit 10 ani! Să-i dăm drumul micuței! Și poc! Doamne, Bella! Chiar nu-i amuzant! Totul de la o pungă stupidă de hârtie! Da, o pungă nevinovată așa înfricoșătoare, a? Mă rog! E timpul să o învățăm minte pe fata aia! Ia să vedem! Astea ar trebui să-i pună sângele în mișcare! Acum, unde să o facem? Nu mă aude, nu? Scaunul ăsta e locul perfect! Nici nu o să le vadă aici! Dar sigur o să le audă! Laveta asta le poate ascunde! E nuanța perfectă de galben! Și decorul e pregătit, prieteni! Să nu vadă asta! Poartă de normal! Bună, Bella! Da, așa trebuie să fie! Ce se întâmplă aici? Tu ai făcut-o? Ți-ai căutat-o, Bella? O să mă răspun! Trebuie să recunosc! Albastru e clar culoarea ta! Ce drăguț, nu? Da, albastru, ce original! Ah, bună! Da? Vreau o tunsoare, dar nu prea mult din partea de sus. Nu de sus, aha. Să începem tunsul, bine? Auleu! Respectă foarte ca frate! Lumina asta e spectaculoasă aici! Trebuie să stai nemișcat, da? Bună, Sofia! O să-l omor pe tipul ăsta! Tot și-a lăsat vopseaua de păr. Nimeni nu i-a spus tipului ăstuia să nu-și enerveze coafeza. Balsam? În visele tale, frate! Da, voi folosi toată sticla! Deja arată mai bine! Cel mai bun tratament cu balsam! Temperatura apei ok, domnule? Face minuni pentru păr! Gata! Nu-i așa că e frumos? Cum l-ai făcut așa? Niciunul dintre prietenii mei nu are părul așa! Mersi, cucoană! Stai! Nu trebuia să-ți placă! S-a zis cu asta! Vai, îmi place! Sper că e aici cartea mea de istorie! Oh, bună ochi, căprui! Kevin îmi zâmbește? Nu pot să cred! Mie? E așa îndrăgostit de mine! Și vine aici! Nu! Doar îi făcea cu mâna lui Riley! Sunt așa de fraieră! Nu o să mă observe niciodată!
Asta dacă nu fac ceva să-i atrag atenția. Și am fix chestia potrivită. Să vedem. Sunetele de pârțuri sunt mereu super eficiente. Salut, vechi prieten! Deja e amuzant! Să înceapă distracția! Ia uite cuplul fericit! Lucrurile sunt pe cale să iau o întorsătură zgomotoasă! Oh, da! Stai! Spune-mi ce s-a întâmplat! Doamne, Riley! N-am fost eu! Ești sigură? Să încercăm iar! Frate! Chiar i-ai dat drumul? Nu! A fost tare! Dar fii atentă la șmecherul ăsta! A sunat așa real! Stai puțin! Chiar era pe bune! Trebuie să plec acum. Riley, stai! Nu miroase așa de rău? Bună, mamă! O gustare sănătoasă? Cred că zic pas. Adolescenții! Așa mai merge! Am toate grupele de alimente chiar aici. Ce tai acum? Scârbos! Clar am făcut alegerea bună! Băiatul ăla e efectiv făcut din zahăr! Zici că tai legumele astea degeaba! Poate să se răscândească! A fost delicios! Aruncă, marchează! Iar dulapul cu gustări, nu? Avem chipsuri cu pizza? Veniți la tata! Încă ți-e foame? M-ai speriat, mamă? Farfuria cu legume? Nu, o să le mănânc pe astea, bine? Nu, legume să fie! Kevin! Of, bine! Așa de sfidător! Dacă vreau să mănânce sănătos, trebuie să-l păcălesc! Am nevoie de astea! Ce caută ăsta aici? Pune paharele și toarnă apă în fiecare! Și pune-le în dulap! Dar n-ai terminat încă! Pe fiecare pahar prinde o bucată de sfoară! Apoi lipește capetele de ușa dulapului! Asta ar trebui să-l învețe minte! Vine să ia mai multe! Am deja nevoie de încă o porție! Lovitura perfectă! Ce naiba s-a întâmplat? Oh, Kevin! Știu ce înseamnă asta! E timpul pentru un festin cu broccoli! Nu uita de mazăre, dragule! Arată-le acest clip prietenilor tăi, dar să nu te miri când o să testeze trucurile astea pe tine! Te-ai uitat deja? Abonează-te la canalul nostru de YouTube ca să fii mereu la curent cu noutățile!